Ce mă rugat pe mine să povestesc eu într-un episod și de-am des vă spun amu. Astăzi vă povestesc pe șeie că vine loteria asta Green Card amu. Și și sfaturi am eu pentru ăștia care vor să apeleze la loteria asta Green Card și să aveți grijă. Păi, caroci, eu nu am mult și să vă spun pe tema asta. E foarte simplu de procedura asta. Atunci încă mai înainte, încă mulți ani în urmă, nu se acceptau aplicațiile online și trebuie să trimiți scrisoare și când trimiteți scrisoare trebuie să trimiți fotografii acolo, chiar tipărite, da? Foaie acolo trebuie să o trimiți. Și atunci era cruț fotografiile, îți duc aminte, că la unii nu prindeau fotografiile, nu erau dimensiunile cum trebuie, urechea nu se vedea, ori nasul nu ieșea cum trebuie. Ceva cu era bespantovă din cauza la fotografiile, îți aminte, erau multe nuanțuri. Dar nu, să faci aplicațiile astea online, fotografie se transmite digital online, poți normal acolo să te uiți concret la parametri, îți bagi fotografie așa. E că eu nu m-am intrat să mă uit cum arată aplicația asta nouă de la Green Card-uri. Este nu mă prea mă interesează cum arată e. Dar știu că acolo este așa, îți arată ți poza cum exact, cum trebuie să fie, cum trebuie să fie poziționat cap. Și tu când încarci poza ta, când faci upload, poți să vezi concret cum coincide cu parametri și nu coincide. Și de vă spun cel mai mare sfat care l-am eu pentru voi și care vor să apeleze la Green Card. Asta nu dați bani la nimeni, băi. Nu plătiți niciun bani la nimeni, pe ce stăți singuri. Șansele tale care tu nu dai bani, sunt exact la fel egale ca șansele la acela care dă bani. Și banii ăștia care șer, trebuie să vă gândiți așa, că ăștia care șer prea puțin, deodată iavne că e la hatron, și ăștia care șer prea mult, просто на лоха, înțelegi, îmblă. Я că eu vreau să spun că eu am avut un pățan care a apelat la Green Card și якобы a apelat prin cineva, pentru o companie acolo, eu nu mai țin minte precis, dar a apelat el tipa prin cineva și primită normal a fost până la urmă, înțelegi? Sunt cazuri pozitive, sunt cazuri normale, care și așa și așa, înțelegi? Dar sunt cazuri când, cum, sunt multe cazuri când om nu plătești niciun ban și tot crezivă îți primești până la urmă. Să nu mințiți, главное, la tot procesul ăsta de cu Green Card-ul, să nu mințiți. Și să vă gândiți singuri, băi băieți, e că știi, mulți mă întreabă, dar dacă n-am studiu superior, de pildă, o să mă prinească, ori n-a să mă prinească acolo la Green Card-ul ăsta. Acolo sunt anumite cerințe, ele poate schimbă din an în an, eu nu vreau să le țin minte pe tăti și nu vreau să vă dau vouă anume și cerințe acolo sunt. Intrați singuri, dă și pe site. Uitați-vă singuri, fiți atenți pe ce site-uri intrați, când mergi vorba de Green Card, mai ales în perioada asta, mă, când se începe loteria, sunt foarte multe site-uri pseudo-oficiale care șer bani pentru asta, înțelegi? Arată oficial, arată atât frumos, cu flagul Americii, cu cherburile Americii, atât frumos. Și uite ce mai interesant, că ei plătesc mulți bani pentru promovare la site-urile lor, search results, în paiscavice, da? Și de asta la dăși apar sus, apar în paiscavice rezultatele lor, așa că fiți atenți pe și clicuiți. Fiecare dată când mergi vorba de ceva site-uri, ceva acte oficiale, oriceva oficial legat de America, țineți minte că extensia de domen, este cum să mergeți să spun, da, extensia asta la domen e gov, gov, 3 litri, .gov, сейчас vedeți voi. Așa că dacă vă duci la diversity visa, la green card-ul ăsta, e să fie la sfârșit .gov, nu vă duci la .org, ori .com, ori altfel de punct, .md, ori așa mai departe. Strogă lor oficial, nu costă niciun ban să apelezi la green card-ul ăsta și să aplici pentru loterie, nu te costă niciun ban. Prost o leac de atenție, să fii atent și trimiți acolo. Primul chestionar e foarte simplu acolo. Foarte simplu, acolo ce cum te cheamă, deja în ești și fotografia și la revedere și adresa cu naționalitate, cred, cetățenie, nu mai țin minte. Dar de-am pe urmă, de-am după aceea să spuneți că e câștigat și ați trimit de-am pachetul de acte atunci. Avea că atunci de-am să fiți mai atenți, oleac, înțelegi, să vă organizați toate actele care vă trebuie să strângi și așa mai departe să faceți. Și dacă tu n-ai studii superioare, tu poți să aplici pentru green card-ul ăsta. Просто înțelegi, unii spun, blea, e că tipa, dacă n-ai studii superioare, poți? Poți. Băi, dar e că eu și Qatarie și de pildă și cetățean mongol, în samă deli. Pot? Blea, dar de-am aici de-am altceva, înțelegi? Voi singur gândiți-vă și fel de capacități aveți și puteți singur. Și uitați-vă, căruci, la cerințele și asta, ce pot să vă spun eu vouă. Și principalul, știi cum, mă uit, băi, de obicei le merge la cei care le tot una de chestia asta, că la cei care nu prea le pasă, la cei le merge, dar la aceștia care tare vor, parcă nu le merge, vor și că așa e consensul, înțelegi, așa nu ne pare, așa la general, ca așa se întâmplă. Dar eu azi am aflat prostă că o paracică prin Green Card-ul și o paracică care tare au vrut prost, au mai fost în America, tare au vrut, tare și-au dorit chestia asta. Și că când aude că așa numai momente de astea, când cineva tare își vrea să iei Green Card-ul și într-adevăr îl obține, ea tare mă bucur și chiar mă bucur că vine norocul la oamenii cei care vor asta să vină, înțelegi? Dar uneori, știi, așa prost îmi scriu, bă, ia că pasinche, m-a apelat, singur, nu țin minte cum m-a apelat și nu știu dacă tare vreau, caroci, și ia că ne-a venit răspuns că am câștigat și nu știu ce să fac, îți vin, nu vin. Sunt și de ești, înțelegi, sunt diferiți oameni.
După ce să ajungeți, voi trece de etapele astea, fiind în Moldova, când ați vă duceți voi la consulat, la ambasadă, cum se numește acolo la noi. Eu atunci când am apelat, noi nu am avut atunci posibilitatea Moldova să ne ocupăm de imigrațiile în SUA. Și azi trebuie să plec la București. Și am avut mai ușor la voi, trebuie puteți să rezolvați problemele astea chiar în Moldova acolo. Și să fiți gata atunci când vă duceți la ambasadă și să treceți interviul. Trebuie că până atunci îți durează mulți ani, băi, acum, până vreo 2 ani durează până vine momentul interviul. Dacă voi am apelat în octombrie, prin primăvară îți vin rezultatul și voi îți trimiți actele și apoi undeva pe decembrie, ianuarie, februarie, martie, undeva așa să vă programez interviul la consulat. Așa că treacă mulți ani până atunci, că noi mult îți grim pe temele astea până atunci. Da, să fiți gata să plătiți bani la consulat acolo de când să ajungeți, pentru viză trebuia să plătiți bani. Și eu nu știu cum am să face în Moldova, dacă tot în România cum se face, plata pentru viză e non-refundable, se numește, ea nu se returnează înapoi, nu se anulează plata. Deci dacă n-ai primit, dacă ți-o dat atcaz și n-ai primit viză, banii tot la dânșii rămân, ții banii nu ții întorc. Și asta era gruz mare, ți-mi de tot ce trebuie să intru și să dau banii pentru viză și nu eram sigur dacă îmi suprinez, n-am suprinez. Primul m-am dus la interviu și am mi-a dat dobro și tot a fost normal. Emoții pe albumă și băi, știi cum să vă zic? Și cum să vă zic să aveți emoții? N-am cum să vă zic. Emoții pe albumă să aveți și dacă n-ați aveți emoții, nu știu dacă tare ați vreți veniți în coaie și dacă tare vă pasă văpșe tema asta. Omul care îi pasă, postoiană să aibă emoții, așa că n-ai cum să le treci. Prost să fii cesne pe parcursul interviului, pe parcursul actelor, când faci toate actele astea. Și uite încă care-i pontul și merită să menționez. Dacă tu ai un frate, ori o soră, ori o padrugă, ori un pățan acolo, puteți apelați, puteți care sunteți așa prin prejurul vostru, puteți apelați, rudele, ori padrujile, pățanii, apelați împreună, pentru că e de ajuns unul să treacă și sunt văzbojnesc pentru altcineva apare de a mă streacă încolo. Dacă vreți, dacă vreți cu adevărat, îmi vreți, vă mutați. Și apoi, uite cum se pornește. Dacă voi amu, pățanul și padruga apelați amândoi pentru green card și până la urmă, mă unul din voi să câștige, voi să trebuiți crepijor să vă căsătoriți. Și dacă te căsătorești după ce ai câștigat green card-ul, consulul acela, ori ambasadorul, cum se numește el acela, el a spus să aibă suspicii că la voi căsătoria e fictivă și ați aranjat-o, așa că ies plece, de exemplu, dacă tu ai câștigat-o, ori invers, da? Așa că voi să fiți atenți, dacă plănuiți așa, aveți ceva în planuri așa viitoare, să plecați împreună cu cineva și puteți vă căsătoriți, chestiile astea, să aveți documentații de relația voastră, să aveți schimburi de e-mail-uri, schimburi de scrisori, schimburi de comunicare de mai mult timp, așa că să puteți să-i arătați lui. Ia că, băi, noi nu ne știm tipa de amut de când am aflat de green card, noi ne știm de mulți ani, ia că переписка noastră, ia că fotografii de la școală, ce aveți voi acolo la universitate, la alte nunți, poate să fost ceva de tipul ăsta. Să puteți să-i demonstrați, că asta merită de menționat, pentru că eu știu că unii sunt care prineți ca atcază, că află de câștig. Nu știu dacă într-adevăr fictiv îi fac, ori cesnă, nu știu, dar știu că unii prinesc atcaz dintre asta, că sunt suspiciuni că el a făcut căsătorie fictivă și atcazul dacă ți-l dai gruză, le puțin acolo, îmi pare că nu mai poți prinești la dânsă acord să emigrezi în America. Nu cred că mai ai șansă dacă ai prins atcazul dat. Da, na, asta am vrut să văd despre migrare în America, despre green card-ul ăsta mult din octombrie, atât baftă. Băi, am la etapa asta, numai să completez un formular de 100 de ori mai simplu ca pe pagină pe Adaclasnici să faci și să aștepți, nici de tine nu depinde. Poți să te rogi, poți să nu te rogi, poți să faci față mătenii, n-ai și faci acolo, n-ai, poți să dai ruble acolo, toate cantorile astea, la advocați, la cine vrei tu, poți simplu să dai la tez, n-a schimbi, vopșe deloc șansul tău, exact așa să rămână. Și până la urmă, depinde de cum o să hotărască loteria asta de-a mă. Și în care e prikol, acolo îți spunești așa, chiar dacă ai câștigat loteria asta, chiar dacă ți la urmă s-a venit pachetul și ala și tu ai câștigat, asta numai decât înseamnă că chiar azi vii în America. Așa că să fiți atenți cu speranțele, să nu vă faceți mari speranțe, să nu vindeți apartamentul după ce ați aflat că ați câștigat de pildă și aveți voi imobile acolo, casă și aveți voi, să nu le vindeți, să le păstrați, pentru că nu se știe, băi. Îți spun că poți ajunge până în ultim moment și consulul îți dă atcaz și o să fie dezamăgire și de bani și вообще. Așa că fiți atenți. Давай, пачу, дай, что могилу отец.